Zani, adevărul despre conflictul cu Cristi Mitrea, i-am cucerit una dintre partenerele de viață. Zani a spus motivul pentru care a izbucnit un scandal monstru între el și Cristi Mitrea. Câștigătorul Survivor All Stars a avut de-a lungul timpului mai multe schimburi de replici cu luptătorul. Zani, câștigătorul Survivor All Stars, a făcut dezvăluiri neașteptate într-un interviu acordat revistei Viva, explicând de la ce a pornit, de fapt, conflictul cu Cristi Mitrea, luptătorul Memea. Potrivit lui Zani, tensiunile dintre ei au început din cauza unei foste partenere a lui Mitrea, deși nu a oferit mai multe detalii despre identitatea acesteia. Cristi Mitrea are ceva personal cu mine. Pentru că i-am cucerit una dintre partenerele de viață, care a văzut mai multă bărbăție în mine, a declarat Zani pentru Viva, ro. Pe lângă elucidarea motivului din spatele conflictului cu Mitrea, Zani a vorbit și despre relația sa cu Ian cu Sterp după terminarea competiției Survivor. Deși rivalitatea lor a fost evidentă pe parcursul show-ului, Zani a clarificat că aceasta nu a continuat în viața reală. Lumea m-a votat mai mult pe mine pentru că am reușit să-mi vin pe toate planurile, clacote maxime. Era greu să se facă o nedreptate. Eu nu sunt în război cu nimeni. Am fost în război, am câștigat și am părăsit rivalitatea, chiar dacă ei vorbesc despre mine și mai au chestii de împărțit. Le doresc sănătate tuturor preoților. Mara Bănică m-a susținut pentru că este o femeie mișto și adevărată. În interviu, Zani nu a uitat să menționeze și susținerea pe care a primit-o de la Mara Bănică, exprimându-și recunoștința față de sprijinul și încrederea acordate pe durata competiției și după aceea. Mara Bănică m-a susținut pentru că este o femeie mișto și adevărată. Oamenii adevărați recunosc alți oameni adevărați. Războinici erau doar niste șarlatani obraznici.